Salutare Alba Gang și bine v-am regăsit la un nou episod de League of Legends pe acest canal. Astăzi jucăm Yasuo, primul meu match de pe canal cu Yasuo. V-am zis eu că sunt main și toate chestiile nebunile astea, dar n-am apucat să joc nici măcar un match. Înainte eram un main Yasuo bun, jucam foarte mult, jucam foarte bine, știam toate combo-urile și toate nebunile. Acum nu știu dacă mai mis chiar așa, mai joc cu el, dar mai rar. Hai să vedem ce iese de capul acestui episod și v-aș ruga mâine tot să nu ezitați să apăsați și butonul de like, chiar acum să-l apăsați, să strângem cât mai multe like-uri la acest clip, să vedem suportul acordat și mai jucăm și Yasuo în alte meciuri, în alte live-uri, vedem noi, că știu că vă place să joc Yasuo, că am jucat pe live. Ok, sunt contrarul nebun ăsta, pe care cred că pot să-l balejer, dacă mă concentrez, doar sunt, da, microfon, mă auziți bine, da. Să am microfonul mai departe așa de mine ca să pot să mă concentrez, să nu-mi stea fix în față, că dacă îmi stă în față nu mă pot concentra, bro. Like, so many Q. Lux is zombie crazy. Hala! Ala-i boss-ule. Iată un Q frumos. Pare rău că... Am început să cânt aiurea. Yeah. Eu trebuie pe ăsta. Bă! Fraierici! Ia uite, yeah. Dă-mi Q. Nu mi-l prins. M-a făcut. Ok, îl țin departe de mine, fiți atenți. Eu fac îmi dai de-alea. Ok. Eu am făcut level 2, nu știu cum să zic. Și pot să te prind, dar nu te prind, asta e chestia. Nu o să te prind. Dar lasă-mă, vere. Cât? Băi, ești nesimțit? No! Ce-a ratat aia. Bă, măcar am prins un electrocute. Bine, i-am prins și un Q aici. Bun, hai să ne concentrăm și pe farm un pic, pentru că până acum n-am făcut chestia asta. Dar e ok, de fapt am 10 farm deja, e decent. Măcar l-am făcut pe el să piardă ceva acolo, jucând faza aia cum am jucat-o. Adică chiar am jucat-o bine. Arată ca un bow. Mi-a scos scutul nenorocitul. Hai să vedem, el mare nicio poțiune, ok. Dar are viața ca mine. Iau de-aia. Ok. Da, vină la mine dacă te ține. Bun. Îmi scoate mereu scutul cu auto-ul lui. Ok, ia să băgăm și noi o poțiune, să ne folosim de avantajul pe care îl avem dat de poțiune. Am electrocute-ul? Da, pot să-l balejer. Bun, dacă îl prind cu oda asta, l-am bătut. Dar... Ia uite-l pe ăla. E Kane. L-am văzut. E Kane prin junglă. Bun. Tocmai a pus Ward. Foarte bine l-a pus. Nu vede nimic aici, nu? Rămân Ward și noi aici. Oricum Kane vine cu E-ul, dar pune și noi Ward să fie. Bun. Îl lăsăm pe el să farmeze acolo. Are 6 farm, am ratat. Bine, și eu am 15, nu sunt mult peste, dar e ok. Să nu-și facă stack-urile astea, mă interesează. Dacă nu și le faci, eu sunt fericit. Adică totul ce Veigar trebuie să stacheze. Și dacă îl pot opri din asta, sunt bine. Dar nu zic că pot atât de ușor, adică. Pa, boss. Știam că o să vină electrocute-ul pentru că dedusem deja două abilități, mai trebuia să mai dau un Q și i-am dat ignite înainte ca să nu mă risc să scape cu flash-ul. Și practic l-am fraierit într-un fel. Deci suntem bine. I-am și pușat lane-ul. Putem să ne dăm și back. Perfect. Până acum lane-ul este perfect pentru mine. Să vedem ce se mai întâmplă de aici înainte. Am un episod cu Urgot filmat pe canal. Și am un anunț foarte, foarte important de făcut, pe care trebuia să-l fac la început, dar am uitat pur și simplu. Vreau să fac un montaj mega mișto pe LOL, dar am nevoie de ajutorul vostru. Vreau, dacă este un fan adevărat, să-mi ia din clipurile pe care le-am postat eu sau și din live-uri, pentru că am și niște live-uri în care am niște meciuri foarte frumoase, că nu e greu să găsești fazele mișto din LOL, știi? Kill-urile vezi tu. Și să-mi fac un montaj mișto cu niște muzică în aia mișto și chestii, să-mi fac un montaj frumos, cât mai mișto. Iar cel mai bun montaj va fi postat la mine pe canal, iar tipul va primi o promovare, nu știu, pe orice vrea el. Știi, Insta, YouTube chiar, unde vrea el, poate putem să și filmăm un clip împreună, pe Discord, vedem noi. Dar
Ce trebuie să faceți voi? Nu știu cât o să vedeți chestia asta, oricum cred că o să fac și un clip special, fiindcă sunt destul de interesat de treaba asta. Care-i faza? De ce vreau asta? Fiindcă vreau să avem un montaj mișto de tot pe canal pe care să-l folosesc, pentru că eu nu am niciun clip editat la modul montaj de LOL, iar eu nu am timp să fac treaba asta, din păcate. Eu chiar stau foarte prost cu timpul, având două canale de să filmez pentru canal de vlog. Bun. Trebuie să filmez pentru canal de vlog, trebuie să filmez pentru canal de gaming. Știți, cine este așa de ușor? Ia uite-l pe ăsta, boss. Liniște de. Sunt Yasuo, boss. Boss, I'm a fucking main. Ia să vedem. Am ratat eu ăla, dar nu e problemă. Frumos eu acolo. Level 7 deja, i-am pușat 9 lane, nu pot să-mi dau back, n-am probleme. Îmi dau back pentru că îi pușez lane-ul și este perfect pentru mine chestia asta. Odată ce îi pușa lane-ul sub turn, poți să-ți dai back lejer, chiar dacă poți zice că bă, mai stau, că nu știu ce. Nu. Bro, dă-ți back, ia-ți avantajul de bani pe care l-ai câștigat prin omorârea adversarului tău și te întorci pe lane după. E foarte worth să faci chestia asta, părerea mea. Bun, deci am nevoie de cineva și cel mai important este să-mi, când... Să postați videoclipul pe YouTube, știi? Faceți chestia asta, postați videoclipul pe YouTube și scrieți acolo pentru sau montaj League of Legends pentru Alex Alvarez, știi? Ceva de genul, ca să-l pot găsi pe YouTube foarte ușor. Să nu trebuie să mi le trimiteți, să le descarc, pentru că este foarte nașpa dacă o facem așa. Bun. E foarte nașpa dacă o facem cu trimis și din astea, pentru că nu o să le pot vedea tuturor. Dar așa, cu postatul pe YouTube, o să le pot vedea destul de ușor. Bun. E mort din nou. Bossule. Ia. Da. Dacă îmi dădeam flash, dacă o făceam cu flash eram foarte deștept. Trebuia să-mi dau flash cât mai departe de turnul lui și după aia l-omoram. Fiindcă n-avea pe unde să iasă cu ultima ta. Era mega easy pentru mine. Dar aia e, din păcate, nu m-am gândit. Bun, acum n-are sens să-mi dau back, am făcut doar un kill și deja l-a bat mult prea ușor ca să trească să-mi dau back chiar. Adică omoare două iteme, frate. Și n-are farm, n-are nimic, nu. Adică l-am țitut bine. Nici nu joacă de rupe, dar l-am țitut bine. Bun, te rog, eu vei gardu-te. Că-mi iei din... avem acolo un ward, e altul. Bun. Deci, sper tot să vedeți să faceți cele mai șmechere montajeri și... Montaje sau mortaje? M-a prins un pic, nu? Da, nu m-a prins. Interesant. Cred că o să mă duc pe bottom. Nu putea să aștepte ca să folosească și el ăla. Go for it, go. Go for it, bro. Easy. Yes, 3 de... Oh. Da, m-am concentrat un pic aici, dar ați înțeles ideea cu montajul și cu toate chestiile astea. Uite, aveți din meciul ăsta ce faze să luați și toate nebuniile, știi? Și să faceți un montaj cât mai frumos și aveți tot respectul meu și o să vă promovez, v-am spus, pentru că eu cred că așa îmi puteți arăta cine sunt oamenii talentați și care merită să fie promovați. Nu promovori cu bani și nebuni. Dacă sunteți talentați, veți fi promovați. Easy. Dar vreau din mai multe meciuri montaj, nu doar dintr-un singur meci. You know? Fie mai mulți campioni. Am un meci mișto de tot cu Kane pe un live. Bun. Poate să fac anunțul ăsta și pe un live. Poate fac un live azi, nu știu, vedem. Tot e că astăzi aș vrea să filmez și un vlog, că n-am mai filmat de ceva timp. Am ratat un minion, dar e ok. Nu mai spune un mord aici, chiar dacă am acolo un poro, e ok. E foarte, foarte ciudat Veigar-ul ăsta.
N-avea sens să-i dau. O, doamne, cum arată acolo. N-avea sens să-i dau. Ultima ta. Aici puteam să-i dau și să-i dau dive, dar n-am chef, sincer. N-am chef să-i dau ultima ta. Momentan. Deci echipa mea nu duce așa bine. Saia o duce bine, că am fi dat-o eu acolo pe bot. Și în rest, nu e așa wow echipa. Ia-o top asta. De ce? De ce a venit asta? Am văzut-o, asta e faza. Am încercat să fac un play, dar am dat fail. Dar ce căuta asta, știi? Enemies are missing. SS. Curat. Dacă primeam un SS, nu mă mai băgam așa, da. Sau îi trăgeam după mine sau ceva. Dar n-am primit SS. Ok. Ok, să ne concentrăm și pe mine și să lăsăm faza cu montajul. Deci cam asta e faza, tot ce trebuie să faceți să încărcați pe YouTube. Easy peasy, lemon squeezy. Sper că o să vă ias, fie ca cel mai bun să aibă montajul postat la mine pe canal. Dacă sunt mai multe montajuri bune, încă o chestie. Dar dacă sunt mai multe montajuri bune, n-am nicio problemă, postăm mai multe montaje. Sau puteți să-mi faceți dintr-un singur meci, dau un montaj foarte bun, să zicem, și să fie de vreo, nu știu, 6 minute măcar. Să aibă măcar 6 minute montaj, să aibă oamenii la ce să uite, adică să fie ceva scurt. Ia-te-l pe ăsta, mă. Mă, băs. Ia, hai să-l batem pe ăsta acum. Ia-te-l pe ăsta, mă. Bă, bă. Wow, dar dă bine rog să aia. E ok, bro, sunt aici. Mulțumesc. Level 10. Ia uite, bă, minioni ăștia ce se duc ei după șahul, s-am îndrăgostit. Bun. Am level maxim pe Q, da. Q o să, Yasuo o să primească nerf, o să primească buff în caz că nu știați. Deci cei care jucați Yasuo vă sfătuiesc să vă îmbunătățiți playstyle-ul pe el, pentru că o să rupeți cu el, da, o să primească un buff și buff o să fie destul de major. Are 0 cu 4 vei, iar l-am spart de tot la farm, nici nu mai zic. Deci n-are absolut nicio șansă. Dar meciul nu e rank sau ceva, pentru că în rank-ul nu apuc să joc eu, să e mereu banat, ceea ce este extrem de nașpa, zic eu. Că eu sunt main, deci, mă rog, main Yasuo sau Ezreal, dar mai degrabă pot să car cu Yasuo decât cu Ezreal. Mai greu cu Ezreal de carat. Cred că e AFK Veigar. Nu? Cred că s-a enervat și a ieșit. Eu așa tind să cred. Ia să vedem. Da, nu e Veigar pe nicăieri. Și Kayn? Kayn n-are cum să fie AFK. Kayn joacă bine. Ok, Draven și aia pentru că e... Oooo, oh, da, și-a luat-o. Eu opero de tot Xayah cu ultima ta ei. Pot să iau red-ul Kayn, pentru că vedeți și voi, dacă vă uitați pe harta, are galbenul ăla. Și ceea ce înseamnă că se va spawna în scurt timp, ce nu se știe, s-ar putea să... Nu știu când se spawnează, dar stăm aici să-l luăm când vine. Bun, uite-l. Kayn e acolo, n-avem niciun stres. Putem să luăm ăsta când vrem. Ok, băieți, fa dragonul fără nici cea mai mică problemă. Ia uite-l pe omul meu, Kayn. Ia că vin eu. Ia, nu se bate cu mine, știe că nu poate. Dacă era transformat, cred că avea șanse. Mai ales că eu nu mi-am luat toate itemele pentru kill-urile și farm-ul pe care l-am făcut. Deci cred că avea șanse, zic eu. Bun, hai să dăm back. Am pușat binișor, zic eu. Dacă mai vine vreun wave, mă duc după el, dar nu cred. Nu, a intrat sub turn, ok. Bun. Luăm așa și luăm niște critică să facem 100%, știți voi că Yasuo rupe cu critică. Bottom-ul, Draven e destul de binișor, l-avem aici pe omul meu Veigar. Yasuo critical strike chances doubled. Ia stai,
But his critical deal 10% reduced damage, current bonus 50%. E soare 50% critical. Foarte tare. Deci avem 30 din asta și 20 cu asta, 50% de aia soare full mereu din două iteme. Foarte tare Yasuo. Ia uite-l pe ăsta. Ia, ia, ia. Ok, ia, ia. Bă, ce mă enervează, mă. M-a prins urât rău de tot, urât rău de tot. Au auzat, SS, dar târziu. Oricum, faza e că am vrut să mă bag cu ei. Deci nu pot să zic că a fost vina celor de pe bot. Eu chiar am vrut să mă bag cu ei. Puteam să-i bada. Am făcut un pic de mess-up și Leona chiar joacă bine. Și Draven s-a ferit bine de Q-ul meu acolo. Leona ți-l bate pe Yasuo lejer. Are foarte multe stanuri. Deci practic o Leona plus un, nu știu, un e cam greu să o bați pe Leona 2 versus 1, gen Leona pusat de carry-ul ei versus tine, n-ai, e foarte greu. Doamne, de bine joacă Isaiah, îmi place. La ei Draven e fi dat. Stai în grijă la el. Gotta watch that guy. Se dă ceva de damage aici. Mă ce pe un lane să farmez, că nu-mi place, vreau să am mai mult farm. Am luat unde să farmez, sincer. Which sucks. Pe top. A, e ciocat. Și Leona. Ok, hai vin și eu prin spate, nu-i problemă. Vine și fratele vostru, ia. Nu o prinde. Ok. Prinde-l tu pe Yasuo. Ok. Bun. Hai să cumpărăm Infinity Edge-ul. Așa și ceva de damage. Mergem pe mid frumos. Dacă aș putea să joc Yasuo mai mult. Dar nu pot în rancuri, sunt banat non-stop. Ceea ce e nașpa. Deci trebuie să-mi fac al main. Îl am și pe Z, dar cu Z nu pot să care așa ușor. Yasuo da, poți, un 1v5 dacă te chinui. Mai ales acum o să primească și buff-ul și o să revină un Yasuo mai OP. Dar o să dea mai mult pe Q și alte chestii. Dar ăla e. Sau nu? Ok. Ok, let's go. Ah, shit. Nu s-a băgat nimeni. Dar avem pula care-i tank și nu s-a băgat. What the fuck? Păi cine aștepta el să se bage oare? Ia să ținem noi un pic aici asta. Lăsăm pe nebunul de șahlo să se bage. Ia, ia, ia. Doamne, șahlo nu-i bine. Nu m-a văzut, nu? Nu știu. Nu știu, vreau să iau red-ul. Pa, boss. Băiat, t-au plecat. Mid-ul e foarte pușat, ceea ce-i nașpa. Fiindcă nu îl apără nimeni, nu-ți... Bine, l-a pușat de topul, să zicem. Iar eu cred că o să-l bat pe ăsta dacă-l prind, dar nu cred că-l prind. Și nu știu dacă mă bate, ce-i drept. Cred că o să se ducă Red Kane. Sau? Nu știu cine joacă critică. Ia, yeah, ia, yeah. Ok, urât. Nu pot să-l bat pe ăla niciodată.
Deci mereu Draven se ferește cu flash-ul de Q-ul meu pentru a-l ridica. Și în afară de treaba asta, tot timpul are pe cineva care îmi face CC și nu pot să... Și nici n-avea minioni acolo în bătaia aia, deci... Well played. Joacă bine Draven, e greu să-l bat. Recunosc, chiar joacă bine. Kain, ți-l bat lejer. Ați văzut și voi că îl rezolv, dar... Draven joacă bine, mai ales că tot timpul are pe cineva care oferă CC în jurul lui, ceea ce este nașpa. Cred că ar trebui să luăm ăsta. De fapt, sigur ar trebui, dar vreau să mă duc eu. Că eu pot să iau solo în momentul ăsta, cred. Ia fugi, mă, Yasuo, bagă și prin și tu. Ia uite ce și prin bagă Yasuo, vedeți? Cineva m-a întrebat câte skin-uri am pe Yasuo, le-am pe toate în afară de Hainun. Hainun e singurul pe care nu l-am, pentru că pur și simplu nu. Mi se pare că merită, este un skin nașpa. Astea alte trei, da, îmi plac. Îmi place Nightbringer, îmi place Bloodmoon și îmi place Project. Project nu prea mai joc, nu prea mai, adică s-a urățit acum după ce au apărut astea alte două. Dar mai joc Bloodmoon și îmi place și Yasuo fără skin, chiar arată bine. Deci joc Bloodmoon, Yasuo fără skin și Nightbringer-ul. Ok. And we're out. Ia uite-i pe ăștia, mă. Ia uite-i, mă, pe ăștia. Punem aici un dit ăsta mic. Să rămână, să avem și noi viziune. Bun, sparge ăla, bravo. Nu permiți să pușez midul. Bă, și ei ne-au pușat midul exact cum l-am pușat și noi, doar că noi puțin mai mult. Dacă vă uitați, tureta lor e aproape jos, nu știu cât are. 1100 din 3000. Vine și bă, ia tu, și-a luat-o băiatul, nu-i așa? Te-am să jur că asta o să puțesc. Ai? Se întâmplă. Și la case mai mari, știți vorba aia. Dacă mi-a prind ăsta, oare se vede cu un pic de lumină mai mult? No, da, am eu un pic de lecuri în spate. Dar e mai ok așa, parcă e mai nemonoton, nu? Bun. Mă și aud pe microfonul ăsta. Da. Everything is alright. Oh my god, topul. Ho. Bă, deocamdată nu mai e așa ușor miciu. Dacă aveam un combo, vă dați seama? Eu m-am dus pe top. I don't give a damn. Doamne, cât farm ratez. Bine, și iau mult dacă ajung, dar trebuie să ajung. Haide. Ok, hai că am prins ceva. Și mai vine un wave, ceea ce este mega blană bombă. Oh my god, nu, nu. Ok, ok. Ia uite-i pe ăștia. Au intrat în fight. Ia, ia, ia. Coie, deci și-a dat Leona ultimata. Scuze că am zis cuvântul ăla. Și-a dat Leona ultimata. Noi nu-i atacăm, serios? Noi ce așteptăm? Eu n-am putea să dau engage, dar totuși, își dă Leona ultimata, voi ce faceți? Așteptați să ce-o mai dea cine? N-avem ultimata, n-au ultimata lui Leona, o ultimata care ne poate sparge. Noi nu, noi nu reacționăm. Se bate ea sau nu? Nu cred că se bate. Ea nu se bate niciodată. Da, nu se bate. Bun. Ce bani am? Suficient pentru încă un BF, ceea ce înseamnă foarte mult damage, de care clar am nevoie. Hai să vedem.
Foarte fidat și ăsta are 11, bro, mai mult decât mine, cu mult mai mult, deci e groasă un pic, nu știu cum să o rezolvăm. Trebuie să ne luăm BT-ul full obligatoriu, adică Blood Tester. Obligatoriu avem nevoie de BT. Deci până atunci nu prea cred că putem să facem prea multe. Nu prea cred că avem șanse. Poate doar un grup, dar grupul nu ajută. Grupul nu se bagă, grupul nu se bate, grupul e foarte frigos. Ia să punem un word aici. Că viziunea e foarte importantă, dacă aș fi avut viziune la partea aia, nu vrem. Nu se iau red-ul. Dacă nu e ăsta pe aici și chiar dacă e bine că l-o mor, dar nu este. Oh, a murit X-aia. Oh, doamne, cât de ăsta. Ăștia cred că au un AFK, da, e AFK Veigarul lor, nu? E așa știu, cred că e AFK Veigarul lor. No. Sorry, mate. Lasă mai bine mindu-i mei, important să nu cadă momentan. Bun. Ia, ia, ia. Bravo. Și chiar dacă au un afectat, tot dau bine rău tot ce. Ce? Am avut și un pic de laguleț. Ce drăguț din partea internetului meu. Da, am avut lag. E ok, nu contează. Măcar n-am murit, ceea ce e foarte important să nu se întâmple. Următorul item mergem pe ceva penetrare, pentru că îl au pe ciogat care probabil. Bine, văd că se iau Road of Ages, Rite of Glory. Momentan n-am nevoie de nicio penetrare. Momentan, poate. Dar nu mai știu ce m-aș duce pe Lords of Dominic's Regards, pentru că e foarte bun contra ciogat. Cred că o să-l bat, dar momentan nu știu, hai să facem asta. Cel mai ok, ca să ne asigurăm că ultim item de damage. Hai să mergem pe. Sau hai să nu, hai să luăm așa. Deci zumem fucking plate. Luăm așa frumos. Fiindcă de la ei nu-mi dă nimeni damage cum îmi dau AD-urile. Ar fi fost Veigar, dar Veigar e pa. Ciogat nu-mi dat de mult damage. Și îl fac ușor, îmi fac înapoi viața ușor cu cât lifestyle am din partea lui Ciogat. Deci cei de care mi-e frică sunt Draven și ăla altul, Kain. Avem noi dragoni, mai încă un dragon, ăsta nu știu ce dă. Cred că dă damage to epic monster in tower through damage. E un dragon ok, noi avem deja 2, deci nu avem probleme dacă îl pierdem. Bro, nu v-ați ocupat și voi de nimica? Nu cred că am făcut asta. Nu avem viziune, uite, eu n-am viziune nicăieri. Ei aveau viziune. Noi n-avem. Noi n-avem viziune nicăieri. Deci ne bat ăștia în patru, rău de tot. Trebuie să ne trezim, rău, trebuie să ne trezim neapărat meciul ăsta. De recunoască ăsta. Trebuie să ne trezim neapărat. Așa, te dau mult la ăștia, că se laudă ei acum. Toate că eu zic că o să-i batem, fiindcă mă cam enervează și dacă mă enervează nu e ok pentru ei, că o să-i bat rău de tot, fiindcă încep să mă concentrez mai mult. Bă, hai că vin. Ai ulta? Sion?
Momentan nu mai. Momentan mă duc pe top. Bun. N-aș fac, o să vină ăia la alții. Ok. Joacă un match de... Ei joacă foarte splituiți, asta e. Au o tactică. Aici nu-i Kayn? Nu știu mai ba nu-i Kayn acolo. Ia vino. Da, mâine. No, what? Slow ăla. Ok. Bă, nu cred. Dar ia mai du-te, mă, îngrijane. The fryer. Mă cac pe tine. Nu stau, m-am enervat. Bun. Vin eu, Xaya. Go for it, go. Go, ca lumea, nu te sperii și fugi. Că nu aia e go. Ok, nu văd. Doamne, cât stun, doamne. Ține atât de mult stun-ul. Omoară-l pe this bitch. De ce ți-ai dat ultima ta pe aici? Doamne. Mă rog. Bun. Am nevoie de niște bani, de fapt. Gata. Bun, ne luăm Desmond plate-ul. Să nu mai dea King cât crede el că poate să dea. Ăsta își face armură, nu e bine. Nu e bine că o să-i care. Trebuie să-mi iau neapărat ăla, nu Mortal Reminder, vreau să-mi iau Dominic's Regards, pentru că îmi dă psychical damage 20% contra campionilor care au mai mult da, care au mai mult, nu știu, diferență de HP, știi, de față de mine. Dacă că nu o să aibă așa mare diferență, că ăsta nu știu cât are, eu am deja 2000. Mai degrabă merg pe la altul. Nu, că ăsta câtă, da, câtă critică are. Are 35 bonus penetrare. Ăsta are tot 35. Same shit. Dacă are diferența mare. Psychical damage inflicts gravest wounds on enemy champion forever. Da, și asta e bună. Cred că pe aia o luăm până la urmă. Nu știu, vedem. Bun, acum mă duc eu să iau blue ăsta, sau nu? L-am văzut acolo pe dinozaur, m-am speriat, am plecat. Îl las pe el să ia blue. Ăla nu-și mai are Guardian Angel-ul, ceea ce e super ok pentru noi. Mi-a dat 900 cu 600 Kayn. Va fi nerfat Lethality-ul, dar totuși. Încă sunt șocat. Rău.
Nu e ok. Uite ce proastă e asta. L-au bătut? Nu cred. Ba da. E ok. Fuck. Kane este overpowered rău de tot. Apparently. Wow. Oh, 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 oh. Help, help. Yeah. Să luăm pe ăsta obligatoriu. Iau tălpă, stau. Au luat ăla. Nu e ok. Nu trebuie să-l ia. Nașpa. Fai versus 3, dar dacă eu nu pușez botul, noi pierdem, pentru că o să vină minionii și o să devină minionii victorie. Știți vorba aia, Winions. Și nu vreau să se întâmple asta. Mi-e să ne bată Kane pe toți. Mi-e de aia, mi-e frică. Hai că vin cu botul, hai că vin cu botul, vă descurcați voi. Da? Nu am eu așa putere uriașă de puș, dar mă chinui. Bun. Hai cu mai mulți minioni, hai cu mai mulți. Kane e mort? Ala-i tati. Așa vreau. Au dat-o, nu? A, nu, au dat inhibitorul doar. Baron coaie. Ce-i în capul vostru? De nu faceți baronul, serios. Așa de ușor e. Bun, bun. N-au luat? Nu l-au luat, nu? Shit. Mamă, vine și Kane. Pel, pel, pel. Oregedon! Puh, ce prost! Trebuia să plec, what the fuck, ok, mi-am luat și ăsta. Nu, nu e de, nu e de Kane, nu e de, nu e de, nu e de. Fotol Kane, totuși. Bă, măcar a scos God and Angel, nu ceea ce e foarte tare. A, ah, l-am luat deja, ok, super. Mă ce deja de 38 de minute. Dați-l, dați-l, dați-l. Neapărat. Da, o să-l dea destul de ușor, sunt un pic de dur neapărat. Stați o secundă. Așa se întâmplă când ești rășit rău de tot și tu te să filmezi. Și ai un meci de 40 de minute și în 40 de minute îți vine să spui picături că na, nu mai poți să respiri că ești răcit. Success. Bun. Avem baron? Ai, eram mort. De ce numai mie mi se întâmplă asta? Zici și mie, de ce? Nu e ok. Cer prea mult un baron. Aie, jucăm fără baron. Ne scurcăm, mă, și fără, nu-mi trebuie mie baron. Eu sunt bossul oșilor. Antinet, Tenacity, 3000 HP. Asta cât are? 4000. Puțin mai mult. Dar n-are damage-ul meu. Ce-i just toți, practic.
Ia uite-l pe ăla. Shaho. Vai de pula, mă. Ok, ok. Easy. Bun, hai să pușăm. Frumos. Let's go, push this, boys. Am și tenacity, veniți copiii mei după mine. Da, ok, nu trebuie să tanchezi. Avem minion, nu trebuie să tanchezi sau ceva. Ok. Easy, boy. E good game. Frumos. Bun. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Alex Sagitor, iar noi ne vom revedea data viitoare. Piu, piu, pa, pa. Ei. Hey.